Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Păi na, hai de mine, astăzi pot să-i fac injecție. Astăzi l-am salvat pe Tiger, am făcut o faptă bună, l-am mușcat ciobolanul. Da, era lângă tine, l-am lăsat. Vrei, vezi acolo în buzunare cum faci, că trebuie să-ți dau o injecție, să o faci în fiecare seară. Domnul medic. Da-i, domne, da, două, trei și le face deodată, îi duce corpul. Păi dar nu are buzunarele libere. Păi mă, buzunare. Eu i-aș da 5. Dați-mi mie, că îi le dau eu, îi le fac eu. Vă dau acum. Dați-mi că am îmi par palacul ăsta, bag aici. Domnul medic, puteți să dați-mi o pasă ceva, că nu cred că mai am văzut 3. Vă mulțumesc, că îi fac eu. Odată la câte ore să-i bag? Una la o zi, cam așa, în fiecare seară. Dacă îi facem fund? Dacă îi le bag vreo 3-4 deodată să scăpăm? Și de el și de tot. Dacă îi băgați 4 dată, e și mai bine. Fi la duc înapoi în fund? Ei, s-ar putea să da. E adrenalină, moare dacă nu. Da, dacă prea mult. Să-l pe jumate, e mort. Îi bubuie inima în el. Înțeleg. Turbează șobolanul când mă mușcă data viitoare, nu eu. Vă mulțumim frumos, domnul medic. Face ceva astea, injecțiile astea? Face. Îi dă o energie. Nu, de nu mai are șobolan. Costă ceva. A, nu. Să trăiți, vă mulțumesc frumos. Ia să vedem la prietenii noștri mecanici. Opa, se tăia tu usă, ia să vedem, ambreiaj, ultima inspecție la 0 km. 100% sunt toate, e ok, stăm bine. Suspensie sport, avem turbo, avem road slick, frâne Brembo și atât. Bun, nu m-am mințit. Mamă, acum pot să-mi verific singur mașinile, dă-te așa că vin cu audio ăla, că mie îmi trezește dubioșenii mașina aia, îmi pare că duce prea mult. Aici. Vrei să-ți verific și audio-ul tău? Nu. Că și ăla l-am luat la schimb, nu știu ce are. De fapt l-am luat din târg, nu cred că are nimic. Dar oricum e bine, probabil e bine. Probabil, cred că e lăsat oricum. Da, așa că vreau să iau BMW-ul ăla, să mă duc acolo, poate îl cumpără cineva. Ia să mergem, Audi, nu BMW. A, uite puișorul. Și la cât îl dai pe ăsta? Nici nu știu cât ți-l dau. Vrei să-l iei, îți place? Păi, cu cât îl dai? Dacă îl vrei tu, ți-l dau cu ieftin. Am 10.000 toți bani. Bine, am mai mult, că trebuie să vând alea de la mine. Ai și audio ăla, nu? Da. Dă-i, șefule, ieși. Trăiască emblema ta. N-ai căruță ca Nerțan. Ia mă, ăsta, de fapt ăsta l-am verificat. Păi fii atent, îmi dai mașina aia înapoi de ți-am dat om. Ok. Și îmi dai, ca să nu fiu pe minus, banii care i-am dat pe mașină. Salut. 8.300. Salut. Te joc ceva? Nu, am venit aici să verific pe chestii. Ok. Mai stai să dau o test să văd dacă renunț la aia pentru asta. Dă un test, deși aspectul e mai frumos asta, dar mi se pare că merge mai frumos audio tău, plus că... Da, merge, mi s-a părut și mie că merge mult mai mișto. Nu știu cum se modifică asta, poți să o bați să vezi dacă are la vizual ceva. Audio știu că are multe la vizual, de aia... Acum, cum vrei tu, mașina poți să o iei pentru că poți să faci niște bani cu ea, poți să o dai la 15.000, cred că lejer, că e 21.000, da. Dar ți-o dau așa că... Na. Este în pacine. Mă asigură în intersecție că am avut un istoric foarte nașpa cu intersecțiile. Bă... N-aș renunța la Audi, sincer. Să trăiți! N-aș renunța la Audi-ul ăla. Doriți dumneavoastră un pahar? Nu. Doriți dumneavoastră un E30? Nu, mersi. Nu, n-avem bani să-i săraci. Băi, ieftin tare îl dau, pomană. Da, am dat toți banii pe băutură, nu mai avem. Cât e pomană? Cât e pomană, vreo 15.000. Cred că mă e și la mișto. Sincer zic. Nu am mai pomenit asemenea lucruri. Ia urcă mașina. Dar de fapt hai să dai o turcă. Poți să vin și eu? Da, și tu. Hai. Mamă, ce iluminare ai pe aici, să mă bat. Păi zi, alea, custom făcute la... Mamă, și eu înăuntru. Poți să urci și prietenul meu? Da, normal. Ce motor are? Ce-i bă, asta n-a fost pațienul? V8. V8 de la colegul, știi cum da, e? Da, nu știu.
Asta e cu Bitcoin? Da, da, da. Da, expiră asta, nu? Dă-i, dă-i, cap tu! Nu, nu, nu expiră, nu expiră. Ah. E Bitcoin de la cumpărat cu bani, din bani de ani. Știi cum e? Ah, e permanent? Da, 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 da. Ah, mișto, 5, nu? Ce zici? 5? Ce 5? Bitcoin. De unde, șefule? 3,7. Să mă... Păi, mă, ei, mai am un de ăsta, am și eu un S, dar de vârstă cu mine. A, le știu, știu. Vă urmăresc acolo, pe aplicație. Înțeleg. E faimos. O țin pe aia daily până îmi fac și eu de o mașină cât de cât ok. Așa nu prea m-am încumetat să dau pe mașini, că le iau, le vând, le iau, le vând până strâng și eu ceva. M-am și eu un E60, dacă vrei să-l dau. E 60? E 60, da, e încinte. Păi, e gen, nu știu cât am băgat în el, vreo... Cum e mașina, 10.000, vreo... Plus jante schimbate de vreo 3 ore. E 60, e 30.000. Da, e 30.000, dar ce am băgat în el e vreo... O aș vând eu la 41, cam așa. Înțeleg. Nu prea am băgat gen upgrade-uri gen aia sau așa. Numai vizual, știi? Și așa e cu turbă. Și mi-a luat țeapă cu o mașină să mă rea. Da, mulțumesc frumos că m-ai lăsat să o conduc. Minunată mașina. E 60 ora, în câți bani îl dai? Că ăla mi l-aș permite. Păi depinde cât ai. Păi simt cât vrei pe el. Păi mașina ta. Păi nu contează cât ai. Am și eu un E60. La mine 6500, dar mai fac rost. Stai și... Nu zici dacă îți place pe ori. Ale mă, poate cumpăra... Șefule, mai am și eu un E29, un E29, cred. E92, scuze. A, E92? E92, da. Turbina și mechi. Turbina mecanică sau ITP? ITP, ITP, 20.000. Sau turb. Turbina, turbo, am vărdat. Știu că e 20.000, atât. Înțeleg. Și un E60 cu slick-uri. Mamă, dă-te așa că a venit cu tanzi. Că trebuie să merg, ai de sus, că trebuie să merg la un garaj de-asta, știi tu, fără Bitcoin. Gata. Dar astea mașinile pe Bitcoin se vând și pe bani normal în joc? Poți, poți, da. Unezi de ăla, cum ai tu, cât ajunge? Depinde, că n-am văzut să se vândă ăla, pentru că toată lumea ține. Înțeleg, oricum e o mașină, să nebunim. Mie nu-mi place. Hai, șefule, scoat. De ce ți-ai luat-o dacă nu-ți place? E, păi e la set cum ar veni. Aaa, înțeleg. Dacă ar fi să o vinzi, cât ai vrea pe ea? Ți-am zis că ți-o dau, pun gratis. Dă-o-l-o. E, ce zici, îți place? De frumos tare. Singura problemă la modelul ăsta, sunt toate lăsate. Da, da, da. Ia stai. Cu torba asta, mi-a luat mare țeapă. De ce? Pentru că am băgat vreo 70.000 mie și uite cum e. Nu s-a salvat. Ce, Silvia? Nu s-a salvat nimic? Nu s-a salvat nimic. Cum n-ai, mă? Oare de ce? Eu am avut o Silvia, a fost prima mea. A venit un Engera și mi-a dat bani înapoi. Înțeleg, bine că ai rezolvat. Mai avut un prieten. Da. Mai avut un prieten cu un patrol, așa. Vreau să asta par că se face frumos, nu? Chiar deloc. Silvia? Mie nu-mi place, nu știu. Văd că îți place. Și eu. Trebuie să-mi spuneți Maria. Vreau să-i Marian atunci. Uite-l bă băiatule, bă, cum arată, bă băiatule, bă. Sunteți acolo la garaj? Nu știu unde s-a dus. În spate la... Îți place, e frumos tare. Da, e frumos. Eu oricum tot păiesc. O să încerc să rămân, că bine, îmi plac modelele astea, dar aia și țipă la vechiul. Cu noi scoatem și eu capul la suprafață. Ia acceptă puțin acolo, că parcă-i de-alea, dar știi cum e. Au. Nu-mi vine să cred. Un cadou așa de Crăciun. Splix. Am avut și de-alea la tine. N-ai idee ce zâmbet mi-ai pus pe față. Am avut și, cum se cheamă, am avut și abonament acolo la tine pe YouTube, știi ce zic? Aici îți mulțumesc foarte. Da, pe lângă mașini mai și filmez ce fac cu GoPro-ul alea. Da, am văzut. Mai postăm acolo. Am văzut în fiecare zi acolo. Când am văzut, când apare, pa. Dar cum ai vândut-o aia, boss? Să nebunesc. Poți, nu știe. Păi aia cu Bitcoin nu poți. Ba, poți. De când? Nu se supără nimeni. Uite-te. Unde? E și în târg, mă, semopturi care se vând.
No. Era unul ieri, acum două zile. Dacă zici tu, dar eu știu altfel, da? Vorbesc cu Demon, dacă nu. Poți să vorbești. E în regulă, domnul, avem prieteni comuni, ne înțelegem. Păi da, nu știu. Eu știam că nu ai voie de aia. Dar n-am vândut-o, a făcut-o cadou. Ah. N-a fost vândută. Cadou de Crăciun și de ziua mea, că e una lângă alta. Da, da. Exact. Ah. Da. Mă duc să-i fac aici un cadou și eu băiatului. Tac. Vă mulțumesc frumos. Dar ce faci ăla? Haide, dă-i la un garaj. Dacă s-a primit cadou, facem și noi frumos. Dar ce mașină ți-a dat până la urmă? Ce mașină mi-a dat? Da. Așa, imediat să-ți arăt ce mașină mi-a dat, dar prima oară să-ți dau eu mașina care vreau să-ți o dau ție. Asta-i nava. Stai puțin ca să îi dau și eu cadou băiatului. Ia stai, să-l bag eu mai întâi. Stai așa să-și bage scula. Gata. Aaaa. Păi dacă am primit și eu cadou frumos, dau și eu mai departe. Mamă. Dar de ce mi-o dai mie? Păi cui? Nu știu, îmi crezi cuvinți. Păi voiam să o vând acum, dacă m-a ajutat domnul, de ce să mai? Nu se primește așa cadou. Dacă mai are cineva semna. Da, normal. Și asta e furtunat. Da. Peste acum ai cumpărat-o și tu să ai definitiv. Ei. Ce faci, șefule? Ne ameninți prietenul? Da, șefule. Nu-i frumos. Gata, șef. Suntem puțin pe aici, ce n-ai, mă? Ei, am reușit să fac un bani. Te cred, da. Fiecare acum ce se pricep. Da. Bă, ce cam tâmpă bagaj? Da, ce ați făcut? Da, ați făcut accident. Da, auzi, permis și tu alte limbi. Da, i-a dat-o bine, de tot. Ale. A rezolvat aici, suport, problema doar că e tacea stricată. Pericule. Hai că s-o repar. Pericule, vrei să-ți cum o trag și până acolo? Eu zic, hai să o împingem toți mână, de la mână în ocean cu ea. Da. Mă bag eu la volan și o împingeți, hai. Merge. Dar nu ești prea greu. Stați așa cu tractorul. Ai ceva în portbagaj băgat? Nu merge, ești prea greu, șefule. Mie mi-ar trebui o cursă, dacă se poate. Aoleu, e prea greu. Las-o aici, ișa. Auzi, ce ai mai făcut cu motorul ăla de la mine? Încă l-am. Încă l-ai? ZF-ul ăla, da, l-am. Nu? Nu, l-am, n-am avut timp să mă cumpăr. Șefule, deci tu, vorbește și tu puțin mai știut, că te-au stare, știi zic? Eu? Da. Oh, vă spalgeam. Nu tu, domnul Măren. Da, mă, băi, s-a rezolvat. Haide, Bezea, vină încoace, Rozaliule. Da, vedeți domnul Marian aici, că uitați unde aveți asta de matriculare. În bord aici. Acum am văzut, da? Manevră. Ne întâlnim domnul Marian la mecanici? Da, haideți acolo să rezolvăm ce de rezolvat. Haide, Bezea, că ți-a rezolvat problema. L-a venit să palmim cu cuțitul ăsta, mă! Băiatul de la care am luat motocicleta. Vai. Bine, a zis să mă găsi eu un ban cinstit. Să ne bunim. Nu aveți grijă la intrare, că e o mașină fix în mijlocul drumului. Ce l-a dus capul pe omul meu la două noapte. De la venințe pe Bezea cu cuțitul. Și pe Bezea. A găsit. Pe mutici. De ce n-ai țipat, mă, cu slash me? Nu se bagă în depășire. Și-a scos direct fum, cred că de la... Ori a zgâriat-o. Ia zi, bre. Ce să mai zic, bre? Aoleu, ce mașină asta, bre? M-am ajuns. Mamă. Merțanul ăsta ți l-a dat? Da. Se schimbă daily-ul. O scopa aia la licitație. Ceva, stai așa să o verific și eu asta puțin.
Stai așa să vină și tu. Ah, m-am mințit, mă, n-are niciun motor, n-are nimic. Dar ce mai contează aici, nebun? Mai contează. Da, dar nu mai contează. Gata, șefule, ia zi. Ce, cum facem, cât vrei pe ea? Deci am așa, garet... Ai loc? Turbo. Ăla-i. Așa? Am garet turbo ăla. 40 de mii? Mă. Primiți cocolindu. Nu, te-am auzit, s-a auzit... Da, spuneți-i la domnul. Aia e aeroportul în cameră. Stați așa, că m-a învățat și pe mine aici cineva cum să fac. Primiți cu colindu. Să mă uit, că astea audire pe computer tot. Da, au acolo pe tablet. Vă ajut cu ceva? Nu, no, nu. No. Văd aici, no, că aveți, da, aveți niște roți, frâne, turbo. Și la ITP aveți ceva? Sincer să fiu, nici nu m-am uitat, cred că suspensii și tuning vizual. Deci vizual, în mare parte, că suspensii nu cred că altfel era mai lăsată, că asta știu că vine din fabrică lăsată. Da, da. Deci în ce bani o dați, domn? Un preț corect, 35. Așa. 35 de mii. Ia cât e nou? 30. 30. Turbo 6000. Bară față spate 2000. Nu prea... Să vă zic sincer, nu fac profit dacă o iau cu 35. Păi, și cam cât ați putea să ne oferiți, domnul? Un 32. Cam așa. Ai. Dacă îmi zicea mie asta, domnul Marian... Ia zi, ce să fie? Cred că e să o ajungea, e. Ajungea. 33 jumate, domnul, și facem. Haideți așa, facem ca dumneavoastră. Ia zi. Mergem la... Ia zi, domnul Marian, vă vând o mașină. Stați, domnule, că toată lumea vrea să îmi vândă mașini. Dar eu îți vând în măcară. Da, așa, lejer de seară. N-am bani să vi le cumpăr. Păcat, vă vândeam un Koenigsegg, dacă nu. Mai trebuie să mai vând niște mașini, acum am ascultat și domnul cu asta, nu mai trebuie să-mi iau mașina daily și să mă țin de muncă. Bun. Haideți, domnule, la un bancomat, dar haideți la banca acolo în față. Leila. Da, de uitare. Leila. Opa, aoleu, stai. Aoleu, stai că era să-mi o dea. Vrei să vinzi corvetul? N-auzi că ție voiam să-ți... Te-am dat mașină, te-am omenit! Și tu vrei la, să... La tine voiam să-l vând, să mă muști. Îmi dai banii, pe el? Da, ce-ar mai fi? Ai rezolvat? Păi, n-am cu ce să mă duc la ăla. La benzinărie? Păi aici, în spate, la ăsta. Nu merge acolo. Aoleu, păi nu cred că merge nicăieri. Ia stai. Trebuie să-i facem și lui Bezeam un cadou, mă. Bezeam. Trebuie să-ți facem un cadou. Nu știu ce mașină mai am, așa mai e. Trebuie să... Da, nu știu ce mai am. Păi mașina, băi, mașină. Băi, lăsăm și noi episodul acesta aici. Vă mulțumim frumos. Mă lasă pe ultima sută de vechi.